Bună seara și bine v-am găsit! În secția de chirurgie a nou-născuților la Institutul Mamei și a Copilului sunt realizate cele mai complicate intervenții chirurgicale la bebeluși și copii născuți prematuri cu patologii congenitale. Asta în condiția în care cea mai importantă secție din țară dedicată nou-născuților nu a mai fost renovată încă de la fondare, din anul 1986. Victoria Danford alături de Gabriel Nebunu și un grup de voluntari din Marea Britanie au inițiat proiectul Hora Binelui și alături de oamenii cu suflet mare și-au propus să renoveze această secție. Mai multe despre proiect, dar și despre condițiile din secție, aflăm din materialul ce urmează. Secția Chirurgie Nou-Născuți a fost fondată în anul 1986. De atunci, până în prezent, nu au mai fost efectuate lucrări de reparație și asta în condiția în care este unica secție din țară în care se efectuează operații chirurgicale nou-născuților, dar și copilașilor de până la jumătate de an cu malformații congenitale. Așa arată una dintre cele mai importante secții de la Institutul Mamei și a Copilului, unde se efectuează operații chirurgicale importante micuților pacienți. În secolul în care se zboară în cosmos, medicii din această secție continuă să muncească în condiții învechite, iar bebelușii cu mămicile au parte de condiții încă din perioada sovietică. Din păcate, deja au trecut mulți ani din 86 și condițiile cam lasă de dorit, condițiile igienice le înținem, dar teracota de pe perete este montată din 86, ca să o modificăm, este nevoie de un aport mai lărgit până la tencuială ca să restabilim. Și desigur că avem stringent nevoie de o renovare a secției și cu crearea și condițiilor pentru mamele cu care îngrijesc nou-născuții. Victoria Danford, alături de o echipă de voluntari, și-a propus să schimbe împreună cu lumea bună condițiile din această secție. Deci proiectul, de fapt, să reparăm secția chirurgiei nou-născuți a fost al lui Gabriel Nebunu, pentru că el a venit personal și a văzut condițiile. Dar, de fapt, noi ne propunem de foarte mulți ani să refacem să reparăm o secție după stilul britanic, exact cum am făcut toate proiectele de până acum. Am livrat de-a lungul anilor echipament în 38 de spitale, dar cumva când aduce echipamentul în condițiile care sunt, nu este așa de benefic, pentru că, ok, nu-i ok. Dar când am venit într-o această secție, am rămas șocată. Deci, chiar dacă am vizitat foarte multe spitale, am vizitat foarte multe din raioane, din sate, din Cahul, din Râșcani, din Bălți, aceasta ne-a zdruncinat destul de mult, pentru că este unica secție pe Republica Moldova. Asta e foarte important de menționat. Când nici spitalele private nu au medici ăștia care fac operații la copiii noi născuți, copiii care au nevoie de prima intervenție pentru a deveni oameni corecți, oameni normali de-a lungul anilor. Și totul ce este aici numai nu este igienă și confortul care ar trebui să-l aibă și mamele, și copiii, și medicii care lucrează. Pentru a schimba lucrurile din această secție este nevoie de câteva luni de muncă, dar și de suportul oamenilor cu suflet mare. Tocmai de asta Victoria a inițiat proiectul Hora Binelui. Fondurile o să le începem a strânge pe data de 8 iunie, când avem Hora Binelui, gală de 10 ani a organizației noastre în Republica Moldova, și acolo o să strângem primele fonduri pentru această secție. Avem deja și partener general, o să reușim să adunăm mulți oameni buni. Am început a strânge și campania de colectare din Marea Britanie. O să scuturăm și toate fondurile de rezervă care le are organizația și o să mai avem două evenimente și în Marea Britanie, tot organizate de moldoveni pentru moldoveni. Și împreună, cum am strâns toate fondurile de până în ziua de azi, cu bănuți, de la oameni buni, o să le adunăm și eu sunt sigură că o să ne reușească. Sperăm foarte mult în august, pentru că o să ne ia foarte mult dărâmarea, deci nu o să ne ia atât de mult instalarea înapoi, pentru că o să folosim, cum ziceam, tehnologiile din Marea Britanie, care sunt igienice pe termen lung și foarte benefice. Este simplu de le instalat.
dar anume planificarea, dărâmare și tot asta o să ne ia mai mult timp și noi preconizăm în luna august să începem. Și o să ne ia, cred că, plus minus pentru ambele secții, 3 luni. 2 luni reparație și 1 lună dărâmare și planificare. Inițiatorul, dar și cel care susține acest proiect este Gabriel Nebunu. Eu am înțeles de mult că Dumnezeu vorbește prin oameni și am aici în secția asta un doctor care, de care mi este foarte drag. Este vorba de doamna Doina Haidar, dar împreună cu echipa ei, doctorul Ina Reven, cu care îi cunosc personal. Și vreau ca acești oameni tineri să rămână în țara asta să poată trata, nu să-i furie alte condiții mult mai bune din spitalele de peste hotare. Iar ca să nu-i fure acei de peste hotare, trebuie să putem să-i păstrăm aici la noi. Dar un doctor nu poate să-și manifeste talentul dacă nu are cu ce lucra sau unde lucra. Și o tare rog pe toți și îndemn să vină la gala Hora Binelui, unde cu toții, în același timp când vom face o horă, ne vom uni inimile, vom da mână de mână și vom face o horă mare și totodată un bine. Pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul. Din banii cei care îi veți oferi dumneavoastră pe bilet vor ajunge aici în reparația acestei secții și totodată vă aducem o bucurie sufletului să vă cântăm, să vă încântăm inimile. Așa că tare îți mulțumesc, dar eu sunt familiarizat cu spitalul pentru că mama mea 22 de ani din viața ei a dedicat spitalului, că a lucrat la spital la Cahul 22 de ani. Și eu practic acolo am crescut și știu condițiile de la spitalele din Republica Moldova. Și mulțumesc din suflet că Victoria împreună cu Best Friends din Marea Britanie, care i-a dus aici să vadă ce se întâmplă, ne vom uni prin acea horă și vom face o secție lux aici la Centrul Mamei și a Copilului. Pentru că cel puțin eu prima dată când am intrat nu era destul că mă durea ceva. Când am văzut și condiții sunt, mai tare încep să mă apies și mă pun în locul taților care vin aici, mamelor care vin aici. Pe lângă problema care au cu copiii nou născuți, mai trebuie să se gândească unde să-l spele, unde să-l șteargă, unde să-l pună, să nu fie un praf, să... în general. Condiții trebuie să fie bune și la superlativ. Acolo unde mâncăm în sala mamei, acolo și trebuie să ne schimbăm, acolo și toate hainele noastre. Suntem aici 20 de mame cu copii, dar avem numai o baie. Și clar că spre seară avem un rând și pe urmă stă în rând, dar copilul ba doarme, ba plânge și se pierde rândul. 15 voluntari din Marea Britanie care susțin proiectul au vizitat Institutul Mamei și a Copilului și au rămas de-a dreptul uimiți de diferența dintre spitalele moldovenești și cele britanice. We're honored to be here today to be able to see the hospital and see the conditions within the hospital. It is much, much different to what we have in the UK. I met Victoria 15 months ago and she's an inspiration to everybody. Wonderful woman, but what I've seen here today is, you know, makes us think what we got at home and we should, you know, do something here to help.
Ninca Severoveanu și Nicolae Munteanu la o seară perfectă și, bineînțeles, doamna profesoară, veniți și luați loc. Doamna Angela Roșcovanu, bună seara! Bună seara! Hristos a înviat! Ați bine v-am găsit! Cât de frumos! Deci eu, ați văzut, am stat cu gura căscată și am privit copiii toată piesa. Felicitări, copii! E niște voci absolut superbe. Deci eu când ați început să cântați, m-am uitat la doamna Angela și zic, wow, ce voci! Cum sunteți? Ce faceți? De unde veniți cu atâtea trofee, atâtea diplome? Povestiți-ne un pic. Începe Ilinca. Haideți, Ilinca. Suntem foarte bine. Recent am venit din Iași, de la concursul Iași Sing, unde am luat trofee și premii. Iată, ăsta este două. Da. Exact, ce a luat Ilinca, a luat și Nicu. Da, trofee și așa. Trofeul. Asta a fost săptămâna trecut, sâmbătă. Așa. Dar... Iar înainte de Iași am fost la Mamaia, la un Mangalia, unde am participat la concursul Top 10 Kids. De asemenea, eu am câștigat trofeul Generației Z, dat de organizatorul festivalului și premiul 2. Da. Și eu am câștigat trofeul festivalului. Și... cel mare. Da. Bravo! Bravo! Și sperăm că 500 de euro vin la noi. 500 de euro vin la voi. Sperăm. Așa domnul au Angel, promis? Dacă ne aude, da. Așa au promis. A zis că vine la Chișinău pe data de 27 și sper să se țină de cuvânt. Și noi sperăm din tot sufletul, da. Și n-are cum, Doamne, față de copii să nu te ții de cuvânt, mi se pare mare păcat, că copiii ăștia muncesc atât. Povestiți-ne dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți mereu alături de copii, în preajma copiilor, de când vă țin minte, de când eram eu mică, wow. Vă țin minte foarte... Înseamnă că eu sunt mai veche. Nu, dar sunteți acea doamnă care erați prezentă la TV, iar eu fiind din satul Fetița, noi aveam un singur post de televiziune acolo, sau două, poate. Și noi priveam, da, pe atunci se privea televizorul foarte activ și eu mă bucur foarte mult. Mi-amintesc de dumneavoastră încă de atunci și trebuie să vă zic că practic nici nu m-ați schimbat, arătați foarte bine. Adică mi-e pare că eu deja sunt mare, am copii mei care privesc și dumneavoastră tot înconjurată de copii și mă bucur din suflet să vă cunosc așa, aici, în realitate și să povestiți chiar dumneavoastră cum sunteți și cum dați atâta energie la copiii ăștia care iau atâtea trofee. Să știi că studioul nostru este din 16 copii și țin la fel de mult și la ceilalți care stau în spate. Da, Ilinca și Nicolae au luat aceste trofei mari acum recent, dar vreau să vă zic că și ceilalți copii au la fel trofei, locurile 1, 2, 3, deci sunt foarte buni. Dacă îmi dați voie, vreau să menționez, este vorba de Ilinca Chiriac. Păi da, chiar vă rog să menționați despre Ilinca, că este prietena familiei noastre. Avem o fetiță foarte energică, argint viu, este vorba de Valeria Neron, care... ridică la fel sala în picioare și ceilalți la fel, ca să nu se supere că nu e număr pe toți, fiindcă am zis că sunt 16. Cireașa de pe tortă astăzi sunt Nicolae și Ilinca. Vreau să zic, la concursul de la Iași și Ilinca Chiriac și Ariana Guranda la fel au luat trofeile. Deci am luat 5 trofee la Iași și 3 sau nu, da. 2 trofee la Constanța și suntem foarte bucuroși, fiindcă munca copiilor se vede. Se vede munca voastră, doamna Angela, și trebuie să nu fiți modestă și să spuneți, pentru că eu știu de la prietenii noștri care sunt Ilinca Munăoară Chirea, care a fost și aici invitată la o seară perfectă și știu cât de mult ne povestește, cu câtă dedicație faceți dumneavoastră munca și ce pasionată sunteți. Și vreau neapărat să-mi povestiți despre, fetele mi-au spus despre concertul din 28 mai, care au organizat cu toți copiii. Wow, să dea Dumnezeu să avem sala plină. Chiar noi o să venim. Păi spuneți-ne despre asta, să audă și cei de acasă. Da, este vorba de spectacol de pe data de 28, care va avea loc la Palatul de Cultură al Feroviarelor, la ora 12. Și concertul va fi destul de lungușor, cum zic eu, peste 2 ore jumate, dar vor cânta copiii de la RAF Studio, avem și câțiva oaspeți. Aurica Cordinianu, Sergiu Turcanu, voi cânta și eu. Și sper să fie o zi frumoasă. De fapt, este închinată Ziua Copiilor din 1 iunie, dar noi o facem pe data de 28. O să vin și eu cu Alexandra. Cu mare drag vă așteptăm și vreau să zic că se numește Primăvara Copilăriei din
din moș spre moș, așa făcea Anatol Roșcovan, deci este proiectul lui și eu continu să fac lucruri frumoase, gândindu-mă că Anatol ar fi făcut asta, asta, asta și mai stă în spatele meu și Ștefan și deci noi suntem așa o gașcă întreagă. Ce face Ștefan? Pot să vă întreb? Cum face e? Bine, este în America, deci muncește, are proiecte și mă bucur pentru el. Vorbim mai răruț. Dar e bine. Și Giulie e bine, și Ștefan e bine. Giulie absolvește anul acesta, iată, în câteva zile, colegiul în Londra, Marea Britanie, deci la media, face filmulețe, meditează, nu știu ce mai face. Eu am zis, hai, poate vă alegeți altă cale. Și până la urmă, tot cu muzica și suntem o echipă întreagă. Bravo. Mă susțin, asta vorbesc cu copii și le urează succes chiar. Pe Ilinca și pe Nicolae îi vedem și în 28 mai. Sigur. O să ne cânte. Probabil că ei au cele mai multe piese. Nicușor la noi, noi spunem Nicușor, el are, hai că numai eu vorbesc, acum își vă dau și vouă, are duet cu Ilinca Siviroveanu, cu Ilinca Chiria, cu Oriana Guranda, deci are... Ne spuneți, da, colegii de clasă, cum reacționează că voi sunteți așa mici, vedete? Sunteți pe aici, colo, la Mamaia, la Iași, la o seară perfectă. Cum reacționează? Colegii mei mă susțin, mă încurajează și dirigenta și profesorii toți mă susțin și asta e cea mai plăcut și mă bucur că am asemenea oameni alături de mine. Cât de frumos! Cred că știu toți că acum copiii foarte tare s-au schimbat și nu mai prețuiesc cum prețuiau înainte. Înainte, adică dacă aveai așa succes cum îl avem noi acum, toți copiii te laudau, te... Dar acum nu prea atrag atenția. Nu prea atrag atenția, da. E ca și o normalitate. Dar, în schimb, voi știți cine sunteți, știți ce faceți și care... Mă bucur foarte mult. Spuneți-ne unde găsim biletul, ultima întrebare, biletele la concertul din 28 mai și... Puteți să mă contactați pe Facebook. Pe dumneavoastră. Da, da. Pe doamna Angelo, contactați pe Facebook și neapărat să mergem să susținem acești copii frumoși, pentru că ia uitați-vă ce voce au. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru piese, pentru noutăți frumoase, pentru că ne-ați împărtășit din energia asta a copiilor și că faceți aceste sărbători frumoase, vă asumați, faceți concerte, tot respectul. Mulțumim din suflet. Copiii ăștia au un buchet de flori pentru pulbuța noastră. Hai, Micușor! Frumos. Mulțumesc! Hai, chiar... Așa, și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu am să las aici în studio. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, fiindcă chiar avem nevoie de susținere. De susținere, fiindcă eu am zis întotdeauna, copiii ăștia nu au copilărie așa cum am avut-o eu, de exemplu, la țară, ca să alerg pe câmpii, să muncesc. Și eu mă bucur că le place ceea ce fac și eu sunt mândră de ei și tot timpul eu zic așa, vă giugiulesc atunci când tot lucrul este deja făcut, dar când mergem la concursuri, iată, avem treabă serioasă, atunci și eu sunt așa un pic mai serioasă. Asta e. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc o seară perfectă în continuare. La fel și mea. În această seară are loc un bal de caritate în susținerea celor mai triști decât noi. Reporterul nostru, Madalina Sorokovski, se află în aceste clipe la eveniment și ne spune mai multe detalii. Madalina, bună seara! Bună seara, Olga! Bună seara, dragi telespectatori! Ne aflăm într-o o locație superbă. Ne aflăm la balul de caritate organizat de Hospice Angelus Moldova. Anual, organizatorii invită cei mai influenți oameni ai societății care pot contribui financiar pentru o cauză nobilă. Alături de mine este Cristina Cuciurca, unul dintre organizatorii acestui eveniment. Așa e? Da, bună seara, bună seara. Eu sunt șeful vizitator, vizitatorul șef a evenimentului. Așa, vă rugăm să ne povestiți și nouă despre ce este vorba, care este scopul acestui eveniment, de fapt, care se organizează anual. Evenimentul este la cea de-a 13-a ediție și anul ăsta am decis să-i oferim un costum nou de Green Dream sau Visul Verde, așa cum vedeți că tot în jur este îmbrăcat în verde și frumos și proaspăt. Scopul evenimentului este de a colecta fonduri pentru a putea să ne continuăm activitatea de prestare de servicii de îngrijiri paliative adresate atât copiilor cât și adulților care suferă de cancer și alte maladii incurabile. Am reușit în seara asta să adunăm 160 de invitați frumoși, la suflet și la chip, care au cumpărat un bilet, au făcut o donație de valoarea unui bilet și care participă atât la licitația cu strigare care urmează
să se întâmple licitația fără strigare sau chiar la tombola evenimentului. Am decis cumva să includem mai multe momente frumoase și interesante în care oaspeții noștri să se simtă utili în această seară. Cei de acasă pot observa de fapt că culoarea care predomină cel mai mult aici este verde. Cum ați menționat și dumneavoastră, conceptul Green Dream, adică visul verde. De ce verde? Verde pentru că înseamnă renaștere, delicatețe, prosperitate și noi toți am cumva am așteptat să ieșim din această hibernare a iernii, să revenim la primăvară și la viață și respectiv și solidaritate, să fim solidari cu cei care din păcate suferă din cauza unui diagnostic necruțător și să le, astfel, noi le oferim toată grija și suportul nostru. Iar verdele este cumva calea aia deschisă spre bine și frumos. Așa. Cine sunt de obicei cei mai receptivi, care sunt predispuși să ajute, să vină la astfel de evenimente? Sunt oamenii de afaceri, oamenii de artă, oamenii de cultură, oameni simpli, muncitori a unor companii de top și persoane medici, da? Persoane care se regăsesc în acest domeniu. Asta, de fapt, este publicul, persoane publice, persoane care cunosc foarte bine misiunea fundației noastre. Așa, aici o vedem în spate, am surprins-o și pe Anastasia Nikita, probabil va participa, ziceați, am auzit eu așa despre un tricou. Semnat chiar de ea, este o semnătură originală, da, pe care îl vom scoate. Chiar acum s-o întreb mai multe pentru ea, seară frumoasă, să aveți mersi tare mult, Cristina, pentru informații. Colegul o să-l rog să meargă după mine. Deci, după cum am menționat, în acest an este un decor inedit, o atmosferă deosebită. Bună seara, cerem scuze, suntem în direct la O Seară Perfectă, Pro TV, ce faceți? Suntem aici la acțiunea aceasta de caritate, da. Anastasia, să știi că am înțeles că în licitație va fi și un tricou semnat chiar de tine. O să trec mai aproape de tine. Și nu doar de Anastasia, dar și de Irina Rângaci. Noi avem două campioane mondiale, una Anastasia, alta Irina. Și ambele au donat câte un element din vestimentarea lor sportivă. Așa că... Foarte frumos. Obișnuiești să vii să vizitezi astfel de evenimente? Sincer să fiu, este primul eveniment de genul dat, dar îmi place foarte mult și sper să mă simt bine, așa că vom vedea. Foarte frumos, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, o seară frumoasă să aveți. Așa, dragilor, să mergem să vă fac o plimbare și voi aici, pe aici, să simțiți și voi atmosfera care este aici, că este într-adevăr una deosebită. Avem un band care acompaniază seara cu o muzică live. Așa, multă lume bună, multă lume bună la suflet, lume frumoasă, care este gata și dispusă să ajute pe cei mai triști decât noi. Cam acestea au fost informațiile de aici. O seară perfectă să aveți un weekend liniștit alături de cei dragi. Olga, ai legătura! Mulțumesc, Mădălina! Ele consideră că nu există reguli stricte de purtare a perlelor. Mai multe detalii vorbim chiar cu fondatoarele Le Perle, Mila Jarkutski și Victoria Maxim. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Eu sunt o mare fană a perlelor și mai ales că am și primit un cadou de la voi atunci când plecam pe Everest și a și mers cu mine acest cum se numește? Brățeric, amulet. Amulet, da. Cred că așa... Și eu sunt, știi, se zice că după zodii, au anumite zodii perle și se zice că perla e una din pietrele caracteristice zodiei mele. Dar eu în genere sunt mare amatoare de perle, cu zodii și fără zodii sunt mare. Și de asta chiar sunt curioasă de la voi să aflu toate detaliile și ce e faza asta cu reguli stricte. Eu mi tot îmi pare că perlele se potrivesc absolut la orice. Da, într-adevăr, ce ține chiar de zodii, asta este un stereotip. E un stereotip totuși, da? În care noi, bine, sunt pietre care se pupă cu zodiile, noi nu credem în aceasta din cauza că fiecare om are diverse stări pe parcursul vieții și tu le simți. Eventual, tu simți piatra aceasta, chiar dacă este a ta, uneori poate să fie o stare când ea, nu poți să te apropii de ea. Respectiv, trebuie să fie momentul când tu, pur și simplu, pur intuitiv alegi piatră, indiferent de zodii, dar cu starea ta. Și cu stereotipurile, într-adevăr, noi tot cât activăm, deja aflăm sute de multe de stereotipuri despre perle și
În Moldova există un fel de stereotipuri. Acum pe piața românească aflăm ceva nou, de genul se poartă în pereche, că doar pentru doamne în vârstă, doar la eveniment, că pe el există doar perfect rotundă, doar mașcată, doar de mare. Deci sunt foarte, foarte, foarte multe și noi ce facem? Noi luptăm. Noi încercăm să arătăm că, nu încercăm, noi arătăm că perla poate să fie foarte diferită și purtată la orice, și indiferent de eveniment, vârstă. Noi avem clienți începând cu 5 ani. Da, îmi dau seama că și mi-ar place și mie, Alexandra, să poartă perle. Și am o pereche de cercei care am spus că o streacă la ea, că sunt așa micuți. De unde și cum a apărut compania voastră? Pentru că eu pe Victoria o cunosc din alt domeniu, ea cândva făcea altceva și hop, Victoria face parteneriat cu tine și voi fondați această minunată companie. Vreți să-mi povestiți un pic din spate cum da, s-a întâmplat? Vreți să povestești? Bine, ideea de afacere și tot ce înseamnă perle a pornit de la Mila, de la creator, de la persoana care i-a îndrăgostit pe toți din cercul ei, apropiat de perle. Și noi am început toți să purtăm perle. Apoi, din pasiune s-a născut afacere. Inițial, compania a fost înregistrată, au fost făcuți primii pași. Eu, fiind dintr-un alt field, am venit eu cu aportul ăsta de structurizare, sisteme. Da, sisteme. Exact. Și apoi noi am decis, Mila a venit la mine cu oferta să facem un parteneriat. A venit într-un moment atât provocator, să zic, în care trebuie să iau o decizie, dar eu fiind îndrăgostită de produs și știind, eram sigură că acest produs e și calitatea lui și ce se adaugă plus valoarea lui este ceea cu ce mă identific și vreau să aduc asta celorlalți, să fiu un promotor a acestor idei și mesaje. Respectiv, dincolo de toate și partea noastră interpersonală s-a pupat, de aici a pornit istoria Le Perle, care a crescut deja și s-a dezvoltat și în afara țării. Și în afara țării. Deci voi sunteți nu doar pe teritoriul Republicii Moldova. Da, noi de jumătate de an deja ne-am lansat și în România. Am deschis compania în România și am început promovarea acolo. Bine, suntem la etapă nu într-atât de avansată ca în Republica, acolo clientul trebuie să afle, să fie educat, că la noi în Republica Moldova deja s-a obișnuit că perla, deja stereotipurile nu sunt așa de percepute activ, în România nu, dar mai nou noi avem un reprezentant pe România, anterior noi activam de aici și facem pași pentru dezvoltare și internaționalizare afacerii. Deci scopul, noi creăm un brand e-commerce internațional. E-commerce, da, internațional. Da. Bravo, ia uite ce ambiție. Mă bucur să aud asta, mai ales că perle după mine le poartă toți, de la mic la mare, nu? Da, cine sunt clienții voștri? Eu cred că de la 5 ani, cum ai menționat mai devreme, și până la he-he. Nu, cel mai activ, diferă iarăși clientul din Moldova și clientul din România. În Moldova de la 25 la 40, în România de la un pic mai mare. De la 30, de la 30, da? 28 și la 45. Ce interesant. Acolo este, în general, altă percepție. Altă percepție și cultura de port de bijuterii e mult mai mult poartă și începe să poarte foarte activ bijuteriile după 40. Aha, ce interesant. Și ceea ce noi, chiar noi recent am avut, se zice că doamnele la după 55, după 60 trebuie să poarte perlele. Și noi am avut săptămâna trecută, Victoria a avut câteva cazuri. Deci doamnele, fiicele aduc mamele sau bunicile și ele nu găsesc la noi. Ei nu poate să aleagă produsul la noi, din cauza că produsul noi este pentru doamne stilate și sunt mai neobișnuite, de genul caf, nu, brusară de picior. Nu o să poarte o doamnă de 60 de ani. Și eu de cela care ai tu, aveți cu perle albe? Albe, da. Și eu. Cum să, unde să dau comandă? Pe site. Aveți un site? Da. Dacă care... puneți perle pe Google, prima ce apare leperle.md. Bravo, sunteți. Sunteți foarte... Victoria din domeniu. Ea a aranjat tot la acest capitol. De ce perle? De ce, uite... Eu am fost în China în 2014 pentru prima dată când am descoperit perla. Tot mult mă gândesc de ce. Eu puțin raționalizez, eu simt, dar cu timpul a început și Victoria. De ce? Trebuie explicat. Pentru sistem, pentru promovare. Și eu atunci mi-am dat seama că este o modalitate
foarte ușoară și accesibilă, de a arăta elegant. Eu lucrând atunci la institut, la minister, la costum și deci îți pui bijuterii de perlă, arăți fresh, arăți elegant și mergi la negocieri deodată arătând destul de bine. Și o modalitate de a arăta scump cu cost accesibil. Să știi că eu chiar am avut recent o situație în care am o pereche de cercei cu perle și îmi plac atât de mult că îi port foarte, foarte des. Și zic prietenii mele, uite, eu am găsit fix așa pereche de cercei, tot așa cu perle, numai că a meu era cu un fel de auriu, dar asta e cu argintiu. Și a zis, nu, dar să aceiași cercei? Zic, da, dar cu argintiu. Dar zice, dar tot sunt perle. Zic, da, dar eu atât de des le port, că real. La voi cum se întâmplă? Voi faceți colecții, sezonier, de câteva ori pe an? Cum faceți lucrul ăsta? Noi avem colecția basic cu care am început. Deci colecția basic, chestii care ușor de integrat, indiferent de dimineață, ziua, seara, indiferent de vârstă. Noi vrem, noi încă nu facem, noi avem colecții care, mereu, nu este o structură de apariții de genul de 4 ori pe an, noi le updatăm când ne vine inspirația. Noi vrem să facem de 4 ori pe an. Noi deja am făcut colecții limitate, care la fel apar periodic. La momentul, acum pregătim colecția de vară. Dar pe parcurs în primăvară au apărut câteva colecții. A fost colecția de iarnă lansată. Deci încă este destul de caotic, dar vrem să ajungem să fie colecțiile basic, care va fi permanent, și colecții care se vor schimba, mai creative. Dar mai avem colecții care țin de misiunea pe care noi o transmitem și de valorile pe care, despre care noi vrem să vorbim. Noi am avut două colecții sau două proiecte artistice. Prima a fost Eva și acolo noi vorbim despre setea de viață, despre ceea ce noi vrem să aducem femeile, despre hedonism, despre intimitate, despre plăcerea vieții. Și a fost ulterior, da, acum puteți să vedeți cum o vedem să noi pe Eva, într-așa o interpretare, și a fost un proiect artistic în parteneriat. Pentru noi e și o istorie despre cum s-a născut parteneriatul nostru și pe ce este fondat. În cadrul acestui proiect a participat ca și foto, sau ideea însuși a acestui întreg regizare și viziune a fost a Catrinei Ces. Iar partea de sculptură a fost realizată de Victoria Peef. Foarte artistic, deci într-un stil din asta neobișnuit. Eu chiar vreau să vă întreb cine este Eva de la Le Perle. Da, ea este femeia care e plină de viață, care dorește viața, care simbolizează tot ce înseamnă eu pot, eu știu cum. Ea primește plăcere de la viață și își trăiește viața după propriile reguli. Asta e despre mine. Eu mă regăsesc în filosofia companiei voastre și îmi place că, deci asta nu e doar o afacere, ceea ce văd, ceea ce simt eu de la voi, deci asta e o filosofie de viață, niște principii după care și valori pe care voi le aveți și le transmiteți în societate mai departe prin intermediul acestor bijuterii. Așa e, chiar când am format valorile și statutul companiei, Victoria a venit, deci a fost, ce faci? În ce credem noi? Noi am trasat regulile de companie în care funcționăm noi, regulile de parteneriat și modul care, de viață care noi îl ducem, îl trăim în raport cu oamenii. Noi le-am setat și apoi le-am împărțit și mai departe transmitem. Deci 100% valorile sunt despre noi, cum noi trăim. Da, îmi dau seama că altfel n-ar funcționa și n-aș vedea în ochii voștri acești sclipici, pentru că se vede că voi faceți asta cu pasiune și cu... Dar cât de frumos, uite, la nivel de afacere, am și eu un pic de experiență în spate și faza cu valorile, statut companiei. Știi, de regulă se ajunge în companie peste mulți ani. Adică lucrează cum lucrează, încep cum lucrează și după asta, păi, da, hai să vedem cu noi totuși. Dar voi ați făcut ca la carte de la început, ați stabilit, ați pus pe foaie tot, sistem. Având o ambiție destul de mare pe plan internațional și am zis să economisim timpul de pe viitor să-l facem acum. Dar da, e meritul Victoriei. Eu sunt mai caotică. Bine vă completați voi, că tu ești cu creația și Victoria este cu sistemul. Victoria încă... Deci primul planul de vânzări a făcut Victoria, primul pitch mi l-a verificat Victoria, încă nefiind acționar, nefiind încă în parteneriat, noi n-am fost încă atunci în parteneriat.
Apropo, a fost și prima modelă, a fost fotografie cu iPhone-ul făcut. Dar eu asta vreau să zic, așa uitându-mă la voi, Victoria fiind așa albă și pufoasă, știi, de parcă ea e cu creația, parcă ea și tu așa mai izghită, așa cumva, mai pornită, parcă tu ești omul sistem și uite că e exact invers, ce interesant. Eu sunt omul creativ și de acțiuni, Victoria e cu reguli, cu structuri, forma asta de afacere a apărut datorită Victoriei. Și afacerea a început să crească datorită Victoriei, planul de vânzări, toate chestiile astea care eu zic foarte că sunt boring, bravo. Dar sunt foarte importante. Foarte bravo. Deci tot respectul pentru ceea ce faceți. Deci planurile de mai departe. România deja este, vă așteaptă mai departe? România este și așteaptă, dar vrem să pornim să fie vânzările... Worldwide o să fie, da? Dacă faceți e-commerce, o să le dați drumul în toată lumea, da, nu? Exact. Asta exact. E scopul. Aceasta e scopul. Eu plecăciuni și tot respectul pentru asta, pentru că eu ador să văd femei de la noi din țară care sunt atât de pornite și eu vreau să vă susțin cu mare drag și să-mi spuneți și mie cum să fac comandă, cum să spunem lumii întregi că voi cine sunteți, ce faceți, pentru că noi suntem unicul brand care produce bijuterii din piele naturale, noi oferim o varietate foarte mare. Colegele mele din regii deja vor, m-au întrebat din piatră naturală, vrem și noi să facem comandă. Da. Vă rog, cu drag. Și noi oferim o varietate foarte mare și nivelul de calitate e ridicat la noi, la perle. Da. Adică, într-adevăr, nu o să găsiți așa. Nici în România nu este. Faceți ca și pentru voi, nu? Exact. Da. Pentru că chiar le facem pentru noi, de acolo s-a pornit. Asta a fost așa de greu, că eu inițial făceam modele doar care mie îmi plac, care eu știu că mie mi se potrivesc. Și apoi lumea a început să ceară, zic, nu, că mie nu mi potrivesc. Și a început să observ în jur, că zic, na, aici cuiva îi se potrivește, la sora mea îi se potrivesc pe cercei mai lungi. Mie nu-mi stau, dar înseamnă că trebuie să le fac. Și așa și deja cerința, cererea făcea ofertă. Super. Eu vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult să vă cunosc, să aflu o poveste atât de frumoasă din spatele acestui brand. Mult spor și haideți să știe o lume întreagă despre voi. Noi avem un cadou pentru tine. Mulțumesc! Apropo, nu pot să nu menționez. Voi mi-ați făcut cadou înainte ca să plec pe Everest și uite, în câteva zile să fac 2 ani. De când și asta o să fie la revenire de pe Everest. Mulțumesc din tot. E ceva tot mai neobișnuit. Este body chain care poate fi purtat și pe corp gol, dar și pe rochii neagră arată super sexy. Pe corp gol. Așa că ne așteptăm. Mulțumesc foarte frumos și vă doresc o seară perfectă în continuare. Mersi. Bogdan Voievuțchi ne-a dezvăluit secrete din bucătăria sa. De această dată, tânărul de 17 ani ne-a arătat cum gătește dejunul preferat al familiei sale, clătitele americane. Clătitele sunt speciale, așa cum au o umplutură de mere caramelizate. Dacă v-a lăsat gura apă, rețeta o aflați din reportajul ce urmează. Dimineața copilul meu preferă să mănânce pancake-uri, am învățat în timp să le gătesc, dar sunt curioasă, Bogdan, cum le faci tu? Eu de obicei iubesc să fac pancake-urile mai groase și să fie foarte pufoase. Așa. De asta folosesc un anumit tip de preparare. Așa. Hai, poate învăț și eu și le fac și eu de azi înainte altfel. De ce avem nevoie? În primul rând avem nevoie de ouă, făină, praf de copt, cel mai important ingredient, unt, zahăr și lapte. Vom folosi mere caramelizate pentru a le da un gust mai bun acestor clătite, să nu fie goale. Pentru început adăugăm 2 ouă și aproximativ 50 de grame de zahăr și batem până omogenizăm totul. Adăugăm făină, 175 de grame. Sunt curioasă, uite tu gătești, petreci mult la bucătărie, dar cine strânge după tine? Cine spală vasele? Mama de obicei spală vasele după mine. Sincer, sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Așa. Eu de obicei las bucătăria și este foarte murdară, plină de vase, da, plină când spun, plină chiar și este. Și mama le spală și lasă bucătăria pur și simplu ideală. Așa, și tu iarăși vii și iară gătim, iar facem toate astea și de la început tot. Așa, ce preferi tu dimineața să gătești? Dimineața de obicei prefer să mănânc clătite. Sigur, asta este mâncarea ce se mănâncă de obicei la noi sâmbătă și duminică, pentru că noi toți suntem iubitori de clătite în familie. Vom adăuga untul. Așa, untul este topit. Untul este topit. De preferat este să fie la temperatura camerei, însă pentru că eu n-am avut acest lux,
am alătăpit la microunde. Adăugăm praf de copt. Iarăși la ochi, la tine. Sau deja ți-ai dat mâna pentru că bănuiesc că ai gătit de mai multe ori. N-am gătit de foarte multe ori clătite, însă cât de cât îmi dau seama cum trebuie să fie aluatul. El nu trebuie să fie nici foarte gros ca clătitele americane care nu se mănâncă peste tot, sunt clăte foarte mici. Noi le numim blinele. Și nici nu trebuie să fie foarte lichid aluatul, nici ca la clătitele rusești, deoarece cele vor fi prea mari. Și deja adăugăm și lapte, 175 ml. După ce aluatul este gata, urmează să pregătim clătitele americane. Adăugăm într-o tigaie preîncălzită niște ulei, dar nu foarte mult. Și adăugăm aluat. Am pregătit clătitele, trecem la umplutura pentru ele, care va fi din mere caramelizate. Umplutura va fi făcută din felul următor. Vom lua mărul, îl vom curăța de coajă și îl vom tăia cu bulețe. Mai târziu în tigaie vom pune apă și niște zahăr și așa le vom carameliza. Curățăm merele de coajă și le tăiem cu bulețe. Acum, într-o tigaie, vom adăuga merele, zahăr și niște apă. După ce merele sunt caramelizate, vom lua câte o clătită, o vom pune pe farfurie și adăugăm niște mere. Mulțumesc, Bogdan! Doamne, cât de bine arată și ce miros aici, acest zahăr caramelizat, aceste mere minunate. Sunt curioasă cum este la gust. Ceea ce am apreciat la această rețetă este faptul că s-a gătit extrem de repede. Doi timp, trei mișcări și un mic dejun copios, da, și cred că delicios. Hai să vedem! Atât pentru astăzi și pentru această săptămână. Vă mulțumesc că ați împărtășit cu mine o seară perfectă. Ne vedem luni la aceeași oră la ProTV. Weekend frumos!